Doroftei se judecă cu barmanul care l-a acuzat de agresiune. După ce tânărul fost angajat la restaurantul pe care îl deține Doroftei în Ploiești a declarat că patronul său l-a bătut crunt, Moșu a depus o sesizare în care l-acuză pe barman de furt. Părțile s-au prezentat astăzi la poliția municipiului Ploiești, fiecare cu versiunea sa, iar oamenii legii urmează să stabilească ce s-a întâmplat în localul campionului și care sunt încadrările juridice ale faptelor. Exact aici. Exact sub da, coaste. Da, tu ești parii lovit un pic mai sus. Nu, aici. Aici se simte durerea. Angajatul barului lui Leonard Doroftei, un tânăr în vârstă de 23 de ani, a depus o reclamație în care îl acuza pe fostul campion mondial la box de lovire. El spune că a avut o dispută verbală cu fostul sportiv, patronul barului, după ce acesta l-a văzut vânzând unele produse pe care nu le-a înregistrat pe casa de marcat, acuzându-l astfel de furt. Disputa a degenerat, iar în final Doroftei l-ar fi lovit pe tânăr. A presupus că eu am scos-o din bar fără a fi marcată. Și a considerat prin chestia asta că eu îl fur. Acum, cine fură o apă minerală? M-a lovit cu podul palmei aici, la ochi, apoi mi-a dat un pumn înficat. Eu am avut un gest de... M-am plecat că l-am simțit. Am încercat să ies din bar, m-am împins în frigidere. Care domnul Doroftei a spus că a fost scoasă din bar nefiind marcată. Noi am explicat că a fost marcată, am scos bonul pe ea, tot a fost marcată. El ne-a acuzat că îl furăm. E pun să-l ia la palme pe Walter, colegul meu, barmanul. I-a dat două palme, a treia palmă i-a dat mai rău, pe urmă un pumn l-a ficat. Leonard Doroftei a depus tot la poliția municipiului Ploiești o reclamație în care îl acuză pe angajatul său de furt. Recunoaște că s-a enervat, dar neagă faptul că l-ar fi lovit pe tânăr. De ce credeți că l-aș fi bătut eu pe el? Ce aș fi rezolvat? Sau ce aș fi câștigat? Că am fost nervos, că am țipat, că mi-am cerut dreptul în prăvălie. E dreptul meu, e prăvălia mea, o apă. Dar în spatele acelei ape stau multe goluri în prăvălie pe care le-am tot pus la loc. Nu mai pot. Mi-am luat banii de la casă să fac o afacere. Gândiți-vă că nu am făcut box pentru bani, am făcut box pentru performanță. Asta e șansa mea să trăiesc acum. Dacă eu permit la toți băieții să fure, câți n-au trecut prin prăvălia mea? Când l-am prins, ne-am strâns mâna, poftim, te rog, hai, drum. Domnul Doroftei știa și îl bănuia, dar dacă nu l-a prins, asta e. Acum ghinion, chiar l-a prins în fapt când s-a întâmplat infracțiunea respectivă și anume furt și asta este. Acum restul vom vedea ce vor decide anchetatorii. Polițiștii prahoveni au început o anchetă în acest caz. După audierile ambelor părți, urmează să se dea o soluție, acuzațiile fiind de lovire pentru Leonard Doroftei, respectiv de furt calificat pentru angajatul său.